Hei, eu sunt Andrei, salutăm comunitatea. Astăzi părăsim Bucureștiul. Tocmai ce am aflat că o să dea o nouă lege, o să închidă fiecare oraș în parte. Eu nu sunt din București, sunt din Bârlad, din zona Moldovei. Am zis că nici într-un caz nu vreau să mă prindă pandemia asta din București, nu neapărat de virus, doar să mă închid acolo într-un apartament 4x4, mai bine mă duc la pușcărie. Cred că știți foarte bine ceea ce vreau să vă zic. Nu trebuie să luăm în glumă această situație. Virusul chiar există, mor oameni, trebuie să fim cât mai atenți, să inspirăm aer cât mai curat și să ne spălăm foarte, foarte mult pe mâini și nu numai. Sunt în mașină, am drum spre Buș, am ales să mergem acasă, nu numai că e casa noastră să nu mai plătim chirie. După cum știți, zona Moldovei nu este foarte poluată în comparație cu alte orașe și alte zone din țara românească, țara noastră dragă. Ceea ce mă face să cred că e una tu pentru a urma zilele astea de carantină. Ceea ce vă sfătuiesc să faceți și voi, dar să nu luați legătură cu absolut nimeni. Îmi pare rău că nu pot să mă adresez în mod direct, dar cum vedeți conduc și vreau să fiu cât mai concentrat la drum. Pentru că, după cum bine știți, live-urile ucid, nu numai corona. Sincer, abia aștept să ajung să mă descătușez de toate filmele proaste în legătură cu acest virus, această pandemie. Acasă mă așteaptă o sumedenie de lucruri. O să vă arăt și vouă despre ce e vorba. Am câteva planuri care vreau să le și aplic, dacă o să mă lasă și vremea, bineînțeles. Pentru că e atât de schimbătoare. Și dacă e atât de schimbătoare, nu pot să zic decât că o să mă aștept de bunicuța mea dragă cu vinuțul fiert și cu țuicuța. Uităm de coronița. Mulță! Iubițica mea întotdeauna are grijă de mine. E aici. Dacă nu e atunci. Nici bine nu bate virusul la ușă, că iubițica mea e cu tranquilizantul. Când spuneam că mergem în zona Moldovei, cam la asta mă refeream. Liniște și pace. Nu foarte mult poluare. Totul verde și frumos. Despre zona asta vorbeam, despre zona asta încercam să vă explic cât de frumos și cât de super, super natural e totul pe aici, nu numai gratii, blocuri și betoane. Bine, și pe aici e, da, 10% în comparație cu orașele mari, cu regiunile mari. Bine, mulți dintre voi știți asta, chiar foarte mulți, pentru că toți mergem în vacanțe, în excursii. Dar poate nu ați ajuns în Huș, de exemplu. Facem promovare la orașul de suflet a iubitei mele. Nu o iube? Exact.
mamă, un plop plin cu vâsc. Ăsta care se vede acum în spatele meu. Super tare, super frumos. Super frumos. Când ați mai văzut voi așa ceva? De foarte mult timp. Odată cu mine, cred. Nici eu n-am mai văzut de mult. M-au mâncat București, m-au mâncat de cel puțin 5 ani. Habar nu am cum mai e să trăiești prin zonele astea. Habar nu am ce aer are o pădure de-a noastră. Ne-am învățat, domnule, mergem la Brașov, mergem la... Foarte frumos pe aici. Exagerat de frumos, aș putea spune. Nu vă așteptați ca zona Moldovei să fie o zonă de aia medievală cu oameni în costume tradiționale și așa mai departe. Mai avem foarte puțin până acasă. Sunt foarte, foarte entuziasmat. Ne așteaptă cu Nicuța acolo, dintr-un colț, am să-i spun. Ne vorbim prin telefon cu Nicuțo. Consideră că suntem la București. Nu ne vezi, nu ne auzi. Încercăm și noi pe tot posibilul să-i dăm virusul. Cum se numește mănăstirea aia de acolo? Dobrina? Da. Mănăstirea Dobrina? Da. Super. Foarte frumos. Bine, eu am mai fost, dar nu știam ce mănăstirie are. Da, dar n-ai fost, nu. N-am fost nici înăuntru. Nu sunt prea credincios. Schimbarea la față se numește. Schimbarea la față? Da. Aoleu. Chiar că m-am schimbat. Acum de când cu corona, toată lumea s-a schimbat. Vezi că acum în Valide o să fie o magazin dreapta, un fel de pain. Aici, la calea ferată, nu? Da. Nu știu exact. Am intrat în huș. Mi se pare super priveliștea asta, gen așa cum cobori. Să vede tot orașul. Nu știu cât de multe puteți să vedeți voi. Dar undeva acolo, în depărtare, se află ușul. Nu mai cunoști eu de ușul. Nu mai cunoști eu. Sau bucureștenic. Da, dacă tu mergi pe rapid, nu dau seama. Avem parcare suficientă. Pregătim de cumpărături și venim după. Bam! Gata, am terminat și cu cumpărăturile. Mergem spre casă, Johnule. Johnuțule. Deja se simte diferența de aer. N-am eu vreun aparat să văd cât de poluat e aerul, dar cel puțin se simte. Se simte mai aer. Noi tocmai am ajuns. Bunicuța ne așteaptă la poartă. Ne deschide portița. Ne așteaptă. Casa dulce, casa. Fraților, n-am decât un sfat să vă dau. Încercați să vă protejați cât mai mult, igienizați-vă cât mai mult, stați în casă, evitați să vă vedeți cu prietenii, măcar o perioadă, măcar astea două săptămâni. Indicat de doctor Andrei Lazarus. Dacă nu te-ai abonat
oricum că e valabil acel butonaș acolo pentru mai mult conținut, pentru mai multe videoclipuri. O să gătim în zilele următoare. Vă pup! Bam! Bam!